Dă-ne-le o nouă țeavă de asta în cap. Dar forțează și nota, să cadă și vreun copac. Ridică, da, ridică, nu mai ce mai ridică. Ridică picioarele și uite. Tu forțe și norocul. Scriem și noi numele pe astea, pe paleții ăștia. Tu abia aștept să mergi la somn. Păi crede-mă că dacă ne lasă și până la 2 dimineața, stau cu tine până la 2 dimineața. Dacă nu o să se închidă ușile, nici nu vreau să mai mănânc. Vreau să mă poate duc de gata. Poate ne face și nouă cineva o poză. Dar pune-n gruga asta ca da. Nu. Dacă... Așa. Romantică. Poate ne faci cineva acolo. Da, mama. Au, uite, mă, toate. Am să trag mânec. Și cum vrei să stăm? Așa? Da. Și când ne pupăm? Când ne pupăm? Păi nu, că mi se vede nasul pe partea asta. Serios? Da, tu stai cu nasul pe exterior. Așa. Ce faci? Oh, stai, mă! Nu contează. Țin. Alte țări se numește, eu am renunțat. Nu mai, gata, alu. Nu știu ce să mai încolo. Să vede ce fumează cățigile slagă. Ia. Unde sunt țigările? Unde sunt țigările? Ce țigări? Nu mai avem țigări. Are alt pachet. Câte pachete ai mâncat și Alo, câte pachete ai, mă? Ei, asta. Doamne, câte pachete ai în geaca aia, mă? Ai tutunugerie în tine acolo, în geaca aia. Cât 7 pachete ai, mă? Dar astea l-am primit acum, dar... Dar sunt ale mele. Pe ăla-l căutam. Știi? Cât l-ai luat? Cât l-ai luat? Păi te ridici ca din pot, ți-a căzut. Și am zis, hai să vezi ce fac mișto de ea, dar ea scoate 5 pachete pe dreapta. Nu ne facă glume cu el. Ia scoate 5 pachete. Dar să ne scădem că astea nu ne-am desfăcut, numai unul. Doamne, ferește. Ando, stai că le rup. Ando. Fii atent. La ce te-ai gândit? Nu, am făcut 3 floricele din ăsta. Vezi, vezi? Uite așa odată. Așa. Și așa. 3 floricele, vezi? Mm-hmm. Imaginație, mă! Am amețit. Să nu mai fuma. Nu pot. Nu pot să nu mai fumezi? Dar nu-ți face bine. Știu. Tu de ce fumezi? Eu pot să mă las oricând. Da? Da.
De exemplu, ieri mi-am impus să nu fumez, n-am fumat nicio țigară. Astăzi? Am fumat doar cu tine, când am ieșit la date, atât. Azi n-am fumat nimic prin casă. Adică nu sunt de bine, adică dacă vreau să pun stop, pun stop. Păi, poate maxim să fumez când mă enervez rău de tot sau sunt, am niște nervi așa inexplicabili. Ai nervi inexplicabili? Bine, explicabil, dar mai ia pe mine cafe, știi? Și mai stau și... Ce? De exemplu, normal am eu gânduri și... Stau cu mine, mai mă gândesc la mine. La ce aș putea să mai îmbunătățesc la mine, ce fac greșit, ce fac bine. Și ce faci greșit? Ce consideri tu că faci greșit? Singurul lucru care consider din tot ce am avut noi până acum că am făcut greșit e că a vorbit gura fără mine. Asta e singura mea greșeală pe care pot să-mi ajute. Că în rest, eu consider că m-am purtat exemplar. Da. Că totul e natural, nu suntem nici sufocanți, nici reci, nu suntem nici prea grețoși, nu suntem nici... Adică nu, am observat asta așa după ceva timp, știi, zic, bă, noi chiar mergem, totul vine de la sine. Că nu, uite, mă uit, pe lângă că mă uit la emisiune, mă uit la oglinda noastră, cum ne vedem noi, mă uit și la alții cum se văd, știi? Eu, n-aș putea să fiu așa, uite cum se poartă, știi? De exemplu, să fi fost eu genul Roberto. De ce râzi? Că dacă ai fi tu genul Roberto. Este acolo. Da? Asta a fost primul date când eu am uitat pentru câteva secunde că noi suntem filmați. Mi-am dat seama imediat că unde sunt, știi? Mă uitam în ochii tăi și iar mă pierdeam. Și vorbeam. Mă pierde în ochi, era o piesă. Mulțumesc, îmi place că suntem pe același subiect noi doi. Menținem subiectele noi doi, mamă. Ești obosit? Da. Se vede. Dar obosit așa tot te-am făcut să râzi, să te simți bine. Mi-am atins targetul azi. Dar și tu ai râs. Dar nu de împreună, dar nu râd de tine. De fapt, râd de tine. Râd de tine? Râzi de mine? Consider că râd de tine? Bă, ce faci? Ești drumul cu doamne Gabriela, faci schimb, e în preaviz, doamna Gabriela, ce faci? Bagi unghia în... Râzi? Da. Ce-o palmă dacă? Dacă nu te supe? Eu nu mă supe. Zice, doamna Gabriela, am prea vis? E locul? Cătați că mă dai cât. Nu m-a înțepat. M-a săgetat. Vorbesc dușmanii de noi, a? Așa se zice? Nu, nu știu. Ba, mai inventez și o vorbe, că... Dar nu știu ce, în casa asta toată lumea e bolnav, toată lumea... Eu nu, eu sunt bine. Da, pe tine te dor mâinile. Păi nu mă dor mâinile. Mă înceapă mâinile. Poate îmi dezvolt o abilitate nouă, omul de pereți, știi unde știi? M-a început vreun peiangă când dormeam și acum începe... Omul peiangă. O, sunt omul peiangă, dă-te jos, pințile! Ia, omul păiangă, dă-te jos, prințule. Și a fost prima dată când eram așa melancolic, să zic, că ne întoarcem în casă. Adică? Păi, parcă a trecut prea repede timpul azi la date. Și mă simțeam așa trist că mă întorceam acasă aici. Ai fi păi să mai stau. A fost mai diferit pentru că, nu știu, acum suntem împreună, am petrecut mult mai mult timp împreună.